despre ce e vorba în momentul de față, exact la Vama Siret. Suntem cu trei fete extraordinare din punctul meu de vedere, trei voluntare care ajută refugiații care vin dinspre Ucraina către România. Cum te numești? Nicoleta. Nicoleta, tu? Marga. Și tu? Ia cuvântul tu, te rog, din suflet și zi-ne care e povestea, de ce ești aici? Păi eu până în Vama, chiar în primele zile de când războiul și e foarte dureros din punctul meu de vedere și mai ales mamele cu copiii care vin aici. A, din Europa a plecat o mamă. Da, cu copiii și au plâns foarte mult când ne-am întins pachet cu copilul lui. S-au emoționat și am observat că nu s-au așteptat ca noi să fim atât de mobilizați și să le împărțim pachete și s-au bucurat de fiecare dată și foarte multe am rămas foarte multe amintiri, ca să zic așa, de aici. Foarte multe imagini mi-au rămas și în suflet și în minte. De unde sunteți? Eu sunt de Suceava. Suceava? Da. Care mesajul pe care l-aveți voi pentru refugiați, pentru cei care vin către România? Da, să fie puternici, asta e. De cât mai puternici. Și voi să fiți puternice și succes, faceți o treabă foarte bună, serios. Felicitări! Mulțumesc frumos!